1 Timotei 4, versetele 7 și 8. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Vă invit să luați loc. În versetul 7, partea a doua, în traducerea Cornilescu, este caută să fie evlavios. Este bine, dar și mai bine traducerea aceasta sună deprinde-te să fie evlavios. M-am uitat și în alte traduceri și cel mai bun înțeles al acestui cuvânt este acesta. Deprinde-te să fii evlavios. Caută e una, seamănă, dar deprinde-te este mai aproape de adevăratul sens al cuvântului din original. Obișnuiește-te. Deprinde-te să fii evlavios. Adică să ai același caracter cu al lui Dumnezeu. Să semeni cu Dumnezeu. Deprinde-te, îi spune Apostolul lui Pavel lui Timotei. Obișnuiește-te în felul acesta. Fie viața ta o viață în care să te obișnuiești să fii așa. Asta înseamnă că nu se întâmplă peste noapte și asta înseamnă că nu-i fără ca eu să fac ceva, fără ca eu să particip la această lucrare de a fi evlavios. Am vorbit în zilele care au trecut, sărbătoarea care a fost, sărbătoarea cincizecimii, și nu numai, am vorbit despre cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Duhul Sfânt să vină și să locuiască în noi și Duhul Sfânt să ne schimbe și să ne transforme. Avem mare nevoie de această lucrare binecuvântată, altfel n-ar fi trimis Domnul Iisus Hristos Duhul Sfânt după ce s-a înălțat la ceruri. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze în noi. Însă nu este doar ceea ce face Duhul Sfânt, ci este și ceea ce facem noi. Și acestea două trebuie să meargă mână în mână. Nevoia noastră mare, ca și ființe umane căzute în păcat și care au moștenit păcatul, nevoia noastră mare este să fim schimbați și transformați. Sigur că avem nevoie să fim mântuiți, din pricina păcatului în care am trăit și care ne condamna înaintea lui Dumnezeu și ne osândea înaintea lui Dumnezeu, dar avem nevoie să fim schimbați și avem nevoie să fim transformați, pentru că purtam chipul celui rău. Schimbarea aceasta și transformarea aceasta de care spuneam că avem nevoie are loc în două feluri. Aș vrea astăzi, pentru că, așa cum am spus în zilele trecute, am pus accentul și nu greșit. Am vorbit mult despre Duhul Sfânt și lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în noi și este bine să ne aducem aminte de această lucrare minunată, de schimbarea noastră și transformarea noastră se face, da, prin lucrarea aceasta Duhului Sfânt, adică cum? Prin credință. Pentru că Duhul Sfânt cum îl primim? Prin credință. Nu-l primim altfel decât prin credință. Schimbarea noastră se întâmplă în felul acesta. Când credem cu adevărat, Duhul Sfânt vine, locuiește în inimile noastre, ne schimbă și ne transformă. Dar când vorbim despre schimbare și de transformare, nu se face doar prin lucrarea Duhului Sfânt, ci se face și prin felul în care privim și prin felul în care ne deprindem, prin felul în care ne obișnuim. Și cum am spus, dacă am vorbit în săptămâna trecută mult despre lucrarea importantă a Duhului Sfânt, aș vrea să vorbim astăzi despre lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă pe noi. Dacă vrem să fim cu adevărat schimbați și transformați și înnoiți. Dacă săptămâna trecută am pus accentul pe ce face Dumnezeu, haideți să vedem acum ce așteaptă Dumnezeu de la noi dacă vrem să fim cumva schimbați cu adevărat și transformați. Să nu mai purtăm acel chip urât și murdar pe care l-am purtat. Sunt două lucrări, așa cum spun. Este o lucrare pe care o face Dumnezeu, Dumnezeu în suveranitatea Lui, și este o lucrare pe care o facem noi,
Mai bine zis, lucrarea pe care noi trebuie să o facem ca răspuns la inițiativa lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna lucrurile bune Dumnezeu le pornește. Nu le pornim noi. Dumnezeu pornește lucrurile bune în viața noastră. Însă este foarte important răspunsul nostru la inițiativa și la lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Deci, în două feluri putem fi schimbați. Prin ceea ce face Dumnezeu și răspunsul nostru la ceea ce Dumnezeu a început să facă în viețile noastre. Omul religios lasă toate în seama lui Dumnezeu. Dumnezeu face. Numai Dumnezeu face. Noi cumva suntem niște oameni pasivi care avem credință, credem că se întâmplă ceva și Dumnezeu face. Și tot omul religios crede într-o altă capcană în care cade, că poate el să facă ceva și să-și mântuiască sufletul prin fapte. Asta este omul religios. Omul duhovnicesc gândește altfel. Vorbind despre har și despre lucrarea pe care Dumnezeu o face în om, v-ați gândit la faptul că este un har ca omul să devină conștient de ceea ce el trebuie să facă? Noi zicem, har este că Dumnezeu ne dă lucruri pe care nu le merităm. Cam asta e definiția scurtă a harului. Dumnezeu ne dă lucruri pe care nu le merităm. Har este ca omul să devină conștient de ceea ce Dumnezeu vrea ca el, omul, să facă. Ăsta e un mare har. Ăsta e un mare har. Adică Dumnezeu ne arată, uite ce vreau eu de la tine. Uite ce vreau eu ca tu să faci. Uite ce mă aștept eu de la tine. Dacă vrei să crești, dacă vrei să te schimbi, dacă vrei să fii transformat, iată ce aștept eu de la tine. Și asta e un mare har. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne-ar descoperi ce așteaptă El de la noi, noi niciodată nu am ști. Noi niciodată nu am ști ce să facem. E un har. Faptul că Dumnezeu are niște pretenții de la tine, e un har. Dacă știi, și un har, după aceea, dacă faci. Dacă Domnul Iisus Hristos nu venea pe pământ, noi nu puteam fi mântuiți. E adevărat lucrul acesta. N-aveam nicio soluție la mântuirea noastră. Trebuie să știm bine acest lucru, pentru că vom fi confruntați în vremurile care vin cu tot felul de învățături, deja suntem confruntați cu tot felul de învățături, prin care se spune că omul poate fi mântuit și în alt fel. Aceasta este lucrarea diavolească care se pregătește astăzi, acest ecumenism mondial și această religie mondială, în care oamenilor li se spune că pot fi mântuiți și în alt fel. Este de-a dreptul din burta iadului. Dacă omul putea fi mântuit și prin alte metode, în alt fel, Domnul Iisus Hristos nu venea pe pământ. Asta este clar. Și este și simplu să înțeleagă oricine, dacă vrea. Deci nu puteam fi mântuiți dacă Domnul Iisus Hristos nu cobora pe pământ în mijlocul nostru și să facă această lucrare măreață, minunată de răscumpărare. Dar, încă un lucru important, care nu ni se putea întâmpla în viața noastră dacă Domnul Iisus Hristos nu venea pe pământ, noi nu l-am fi putut cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. În mintea noastră ar fi fost tot felul de gânduri, așa cum și sunt astăzi, despre Dumnezeu, idei despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeu, nu? Toată lumea se întreabă cum este Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos nu venea pe pământ, noi nu aveam nicio șansă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 14, este o discuție pe care o știți, între acolo vorbește Toma și vorbește și Filip. La un moment dat, Toma îi spune, Ioan 14, versetul 5, Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iată răspunsul de ce trebuia să vină Domnul Iisus Hristos pe pământ. Nimeni nu vine la Tatăl, adică în cer, decât prin mine. Și apoi, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște. Și l-ați și văzut. Asta îi spune lui Toma. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu.
Și Filip imediat sare și el în discuție și zice: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus întărește încă o dată cuvântul care l-a spus lui Toma. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, noi niciodată n-am fi știut cum este Dumnezeu. Prin venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, Dumnezeu a venit și ne-a vorbit nouă, fiecăruia, și ne-a arătat cum este Dumnezeu. Noi nu l-am fi putut cunoaște pe Dumnezeu dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos. Tot felul de idei am fi avut în mintea noastră, așa cum și au oamenii astăzi. Gândiți-vă la evreii din vremea Domnului Iisus Hristos, care aveau legea, dar îl cunoșteau pe Dumnezeu. Nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Aveau legea, se lăudau cu legea, se lăudau cu faptul că îl cunosc pe Dumnezeu și nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Dimpotrivă, ei s-au făcut dușmani ai lui Dumnezeu. Păgânii sunt într-o mare rătăcire din pricina aceasta. Orice religie ați lua, orice religie păgână ați lua, luați și citiți, dacă vreți. Dar rugați-vă să nu vă rătăciți. Dar orice religie ați lua să citiți despre învățăturile religiei respective, veți vedea că imaginea lor despre Dumnezeu este una complet greșită și falsă. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc greșit, în termeni total greșiți despre Dumnezeu. Pentru că nu puteau să primească revelația despre Dumnezeu decât prin credința în Iisus Hristos. Din moment ce ei îl resping pe Domnul Iisus Hristos, ei nu au cum să-L cunoască pe Dumnezeu. În felul acesta sunt într-o rătăcire totală. Idei multe despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Deși minunesc câteodată să vezi ce idei greșite poți să aibă și să creadă în ele. Pentru că nu pot ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu decât prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Dar nu vorbim doar despre băgâni. Vorbim și despre noi creștinii. Și creștinii greșesc în mare parte atunci când este vorba despre concepția lor despre Dumnezeu. Și creștinii au o părere greșită despre Dumnezeu. Când zic creștini, zic tot spectrul de oameni, acele grupări religioase care cred că Iisus Hristos a venit pe pământ ca să mântuiască oamenii. Evanghelici, ortodoxi, catolici, grupări mai mici, mai mari, independenți, toți care cred în Iisus Hristos. Dacă veți sta să studiați și dacă veți fi atenți la ce cred mulți dintre creștini despre Dumnezeu, veți găsi de asemenea idei greșite despre Dumnezeu și idei false despre Dumnezeu. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Pentru că e o grozăvie la urma urmelor să ai o idee greșită despre Dumnezeu. Pentru că n-au ajuns să fie schimbați, n-au ajuns să fie transformați. Ei la nivel intelectual au niște cunoștințe, citesc în Scriptură, dar n-au fost schimbați și nu au fost transformați. Și de ce nu au fost schimbați și de ce nu au fost transformați creștinii? S-a vorbit și aici și se vorbește și în alte părți despre pericolul acesta imens care există, că poți să mergi la biserică 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, să mergi la biserică și să n-ai o relație adevărată cu Dumnezeu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci, nu este asta o tragedie? Nu este asta o catastrofă? Este. Este. O mare tragedie și o mare catastrofă. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că oamenii aceia cred un adevăr care e spus aici pe Scripturi. Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre. Deci cred un adevăr. Dar de ce nu sunt schimbați? De ce nu suntem schimbați? De ce suntem tot așa, an după an, an după an, an după an, crezând un adevăr? Crezând că Iisus este Hristosul, Mântuitorul Lumii. De ce nu suntem schimbați? Și de ce creștinii ajung la o vârstă înaintată să moară într-o stare de copilărie spirituală și nu sunt schimbați? De ce? Pentru că ei cred și cred bine.
Să vă citesc câteva pasaje din Scripturi. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Iată aici cele două lucrări, amândouă puse în acest verset. Odată lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care face lucrarea în noi. Dar nu-i doar atât. Cum schimbă, pe cine schimbă Duhul Domnului din slavă în slavă și îl transformă? Pe cine? Pe cei ce privesc cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Pe cei ce privesc. Deprinde-te să fii evlavios, îi scria Pavel lui Timotei. Deprinde-te, Timotei, obișnuiește-te să ai acest caracter, să cauți acest caracter al lui Dumnezeu. Privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Ne facem din aceasta un obiectiv de viață. Dacă vrem să fim schimbați și să fim transformați și Duhul Sfânt să lucreze în noi această schimbare și transformare, nu va face. Nu va face doar pentru că noi spunem că credem. Știți cum o va face? Când noi ne vom obișnui să privim țintă la Hristos, să privim slava Domnului și ne facem din asta un obiectiv de viață. Asta ne va schimba. Atunci Duhul Sfânt va lucra. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Foarte mulți asta își doresc. Să aibă o experiență, o experiență supranaturală. Duhul Sfânt să aibă o experiență, să facă o lucrare în viața lor și atunci va fi bine. Și poate că-ți vine o zi, poate că-ți vine două, poate că-i vine o săptămână și poate că-i vine o lună. Și după aceea se întâmplă ceva și mulți dintre noi nu știm ce se întâmplă. Cum fratele, sora au avut o experiență extraordinară și de ce acum a ajuns în starea în care a ajuns? Știți de ce? Pentru că nu i-a rămas privirea țintită unde trebuia să-i rămână. Și a început să privească în altă parte. Și atunci experiența aceea nu va ajuta prea mult și nu-l va ajuta. Pentru că el trebuia să rămână cu privirea țintită la slava lui Dumnezeu, la chipul lui Dumnezeu. Și asta este partea noastră pe care noi, fiecare, trebuie să o facem. Evrei, capitolul 3, primul verset. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, auziți? Cui se adresează cuvântul? Sfinților care cred în Iisus Hristos, care au parte de chemarea cerească, nu păgânilor care n-au nicio cunoștință. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ce să faceți în continuare? Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Frați sfinți, care ați crezut, care ați primit harul să credeți, vreți să fiți în continuare transformați? Vreți să fiți schimbați? Ațintiți-vă privirile. Deprindeți-vă să vă ațintiți privirile mereu la Iisus Hristos, la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Faceți lucrarea aceasta. Nu spune aici cel care a scris epistola, ați crezut, Duhul Sfânt v-a umplut, ați rezolvat problema. Frați sfinți care ați crezut, frați sfinți care ați fost umpluți, obișnuiți-vă să priviți la Hristos. Ațintiți-vă privirile la Hristos și nu le mai luați de la Hristos. Și în felul acesta veți fi schimbați și veți fi transformați după chipul Lui, din glorie în glorie, din slavă în slavă și din putere în putere. Eu văd în eșecul creștinismului, sau văd că eșecul creștinismului constă în lucrul acesta. Când vorbesc despre eșecul creștinismului, vorbesc despre un creștinism puternic, un creștinism militant, un creștinism angajat, un creștinism care se vede, nu unul slab, declarativ, oameni care merg la biserică și își trăiesc viața cum vor ei. Nu despre asta vorbesc. Sau tocmai aici este eșecul. Și tocmai din cauza aceasta suntem așa. Pentru că oamenii îl iau pe Iisus Hristos ca și mântuitor, dar nu îl iau ca și model de viață de zi cu zi și de fiecare moment.
Ori schimbarea și transformarea se face, are loc atunci când îl iau pe Iisus Hristos ca model de viață după ce am crezut în El. Și asta e partea mea. Când am crezut în El ca Mântuitor, doar printr-o credință de copil n-am făcut nimic decât să primesc acest har. Dar după aceea, ca și model de viață, nu mai este doar o credință de copil, ci este o luptă și este o deprindere. Vrei să crești? Ia-L pe Hristos model de viață, dacă nu, nu vei crește. Te vei mulțumi cu o stare de copilărie spirituală despre care am tot vorbit în ultimul timp, pentru că studiem Cartea Corinteni 1 Corinteni. Și ești într-un mare pericol oricând. Dar când ai ochii ațintiți la Hristos, atunci se întâmplă schimbarea. Nu este o tragedie când vorbim despre creștinismul care crede în Iisus Hristos, dar are ochii ațintiți în lume? O să-mi spuneți că nu se poate? Spuneți-mi că n-am dreptate. Creștini care cred că Iisus Hristos este Mântuitorul, dar ei au ochii ațintiți în lume. Vă vorbesc despre ceva științifico-fantastic sau vă vorbesc despre o realitate? Și atunci unde putem ajunge? Ce progres și ce creștere și ce maturizare spirituală dacă noi credem că Iisus Hristos a murit pentru noi, dar ochii îi avem ațintiți în lume? După ce vom fi schimbați? După chipul cui vom fi schimbați? Că avem nevoie de schimbare. Aveți nevoie de schimbare în viața voastră. Sunteți nemulțumiți de felul în care sunteți în anumite situații, stări, poate de viața în general. Cum vreți să fim schimbați și transformați? Crezând în Iisus Hristos, având poate o experiență supranaturală, dar cu ochii în lume? Ațintiți-vă privirile la Hristos, marele apostol al mărturisirii și al credinței noastre. Și vom fi schimbați după chipul acesta, din slavă în slavă și din glorie în glorie, crezând în continuare că El este Mântuitorul, dar uitându-ne la El ca și exemplu de viață. Fratele Escar ne-a dat un îndemn să ne rugăm cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Și nu-i doar cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos, cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Tragedia noastră asta este, frați și surori, e o tragedie a creștinismului. Mărturisim cu buzele un Mântuitor și mărturisim adevărul, dar avem ochii ațintiți în lume. Avem ochii fixați în lume. Și cum să creștem și cum să fim transformați? Sora Gabi îmi spunea, cum sunt creștinii din America? Evanghelicii. Și îmi vorbea despre faptul că toți erau preocupați, știți ce să facă? Să meargă la Disneyland. Asta era bucuria lor, să meargă la Disneyland. Că ce e rău să mergi la Disneyland și să te distrezi? Și atunci ne mirăm că starea lor e jalnică. Au ochii ațintiți înspre mizeriile lumii acesteia. A nu, zice că era o plajă acolo, la Disneyland, unde se făceau tot felul de prostii. Creștinii nu mergeau pe plaja aia unde se făceau prostiile. Ei mergeau. Disco și ce era acolo. Ei nu mergeau acolo. Mergeau la celelalte. Ochii ațintiți în lume. Dar la fel e și astăzi, peste tot în lumea creștină. Ochii ațintiți în lume. De 30 de ani, credincioșii evanghelici din România au ochii ațintiți în lume. Se întreabă cum pot deveni mai bogați, cum le poate fi mai bine, unde să meargă, să se îmbogățească, ce să facă să se îmbogățească. Și am început să ne lăudăm cu lucrurile acestea. Deși Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat, cât de a nevoie va intra un bogat în împărăția cerurilor? Și noi toți am vrut să fim bogați. Nu ne-a păsat de avertismentul Domnului Iisus Hristos. Asta e adevărata viață, să fii bogat. Asta ni s-a predicat de la anvoane. Ăsta e exemplul pe care ni l-au dat păstori și conducători de adunări. Vedeți, asta e adevărata binecuvântare a lui Dumnezeu. Unde au avut creștinii ochii ațintiți de 30 de ani? La Hristos sau la lume? Aceasta este o tragedie. Să ai o credință adevărată, o credință bună, adică doctrinar vorbind,
în Hristos care mântuiește, dar ochii să fie ațintiți unde nu trebuie. Și să nu spuneți că nu se poate, pentru că asta deja se întâmplă. Asta se întâmplă și asta e tragedia noastră, a creștinilor. Lumea e un spectacol pentru creștini. Creștinii își găsesc desfătarea în lumea aceasta și în ceea ce le oferă lumea. Nu mă duc să mă prostesc cum era la Disneyland, pe plajă, la discotecă. Dar îmi găsesc bucuria în ceea ce mi oferă lumea aceasta, priveliștea lumii acesteia. Și ochii mei nu mai sunt ațintiți înspre Hristos. Scriindu-le celor din Colose, capitolul 2, de la versetul 1, Pavel scrie așa: vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Cât de mare luptă duc pentru voi. Uitați-vă la creștinii din Colose. N-are cuvinte de mustrare apostolul Pavel. Și totuși zice, cât vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi. Versetul 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Fraților, vreau să știți, zice apostolul Pavel, ce luptă grozavă duc pentru voi ca să-L cunoașteți pe Hristos, taina lui Dumnezeu Tatăl, Hristos. Cum? Cum? Păi tu le scrii, Pavel, nu știi cui le scrii? Tu nu știi că le scrii creștinilor? Colose, Laodicea, tu creștinilor le scrii, celor ce crede în Iisus Hristos. Voi credeți în Iisus Hristos că a murit pentru voi? Dar taina plinătății, taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, o cunoașteți? Ei nu o cunoșteau. Credeau în Hristos și nu cunoșteau această plinătate, această taină. Pavel vorbește despre ea ca despre o taină. Noi zicem că numai ortodoxii au taină. Uite că este aici o taină pentru creștinii evanghelici. Și pentru creștinii evanghelici, o taină, pentru mulți creștini evanghelici, o taină este Iisus Hristos. Iisus Hristos este o taină. Pentru că ei au ochii ațintiți în lume și nu L-au cunoscut cu adevărat ca Cel care schimbă, Cel care transformă. Pavel se ruga pentru ei și spune, fac lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare. Necunoașterea lui Hristos poate duce până la urmă la înșelare. Fac aceasta ca să nu vă înșele nimeni prin vorbiri amăgitoare. Mă lupt pentru voi, dragilor, spunea Pavel. Să aveți privirea țintită. Cum îl poți cunoaște? Având privirea țintită la El. Căutându-L mereu cu privirile. Căutându-L mereu. Dacă dispare un moment din priviri, te duci și îl cauți până când îl găsești din nou. Până îți vine din nou în raza vizuală. Așa îl poți cunoaște. L-ai pierdut că s-a întâmplat ceva. Îl caut din nou. Îl caut din nou cu privirea. Ca și pe cineva care a ieșit din peisaj. Îl caut până când îl găsesc. Și îmi fixez privirea pe Hristos. Și în felul acesta îl cunosc. Și în felul acesta sunt transformat. În versetul 8 spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă. După datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Cui le scrie? Celor ce credeau în Hristos, celor ce au fost mântuiți. Dacă nu vă fixați privirile la Hristos și dacă nu continuați să vă adânciți privirile în Hristos, în taina lui Dumnezeu, aveți grijă că cineva s-ar putea să vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor. Ce am citit la început că scrie Pavel lui Timotei? Ferește-te de basmele lumești și băbești. Filozofia, amăgire de șartă, datina oamenilor, învățături începătoare ale lumii. Povești băbești și lumești. Cum poți să le eviți? Fixându-ți privirea la Hristos. Luându-L pe Hristos ca model de viață.
Nu doar crezând în El odată, ci luându-L ca model de viață. Să privești și să privim țintă la Hristos. Și în versetul 20, e o avertizare tot aici în Coloseni 2. E o avertizare și aici. Spune, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, povești, băbești și lumești. Într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Puteți să faceți multe, puteți fi oameni religioși, dacă nu-L cunoașteți cu adevărat pe Hristos, dacă nu v-ați țintit privirile și nu stați ca un magnet legați cu privirea de Hristos, s-ar putea să credeți tot felul de povești, lumești și băbești și să fiți înșelați. Domnul Iisus Hristos, în Luca 9 și versetul 23, ne spune cum putem crește, cum putem crește, cum ne putem maturiza. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă voiește cineva să crească, să se maturizeze, ca să fie un om tare, să nu fie purtat de vânturi și valuri de învățătură, trebuie să facă ceva. Trebuie să meargă după Iisus. Dacă vrei să mergi după cineva, ce trebuie să faci? Să ai privirea fixată asupra Lui. Să ai privirea țintită asupra Lui. Dacă te duci la munte și nu cunoști traseul și ți iei o călăuză, trebuie să te ții după călăuză. Călăuza ți arată drumul. Ai privirea fixată asupra călăuzei, atunci te duce bine pe unde nu-s pericole, nu cazi în prăpastie, te duce pe traseu și te aduce înapoi și ești afară. Ți-ai luat privirea de la călăuză și crezi tu că știi mai bine drumul, poți să cazi în prăpastie și să mori. Dacă vrea cineva, atunci trebuie să-și fixeze privirea asupra mea. Să mă urmeze. Să mă urmeze. Să calce pe urmele pașilor mei. Și atunci ce va fi? Ucenic. Acela va fi ucenic. Va semăna tot mai mult cu maestrul lui, cu învățătorul lui. Scriindu-le celor din credincioșilor evrei, vorbește despre un blocaj în care creștinii evrei au ajuns. La un moment dat s-au blocat în credința lor. V-ați gândit că vă puteți bloca în credința voastră? Ei au ajuns într-un blocaj. Haideți să mai citim o dată, ca să ne aducem aminte. Capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare. S-a deprins să deosebească binele și răul. Avem și noi ceva de făcut? De aceea, versetul 1 din 6, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Era un blocaj. Creștinii, aceștia la care le scria, erau blocați și le spune, nu puteți merge mai departe, ați rămas la lucrurile începătoare și nu vreți să mergeți spre cele desăvârșite și dacă nu vă mișcați de aici, din locul acesta, nu-i bine. Trebuie să vă mișcați de aici. Trebuie să porniți de aici. V-ați înțepenit, ați ruginit, trebuie să porniți de aici. Și unde era rugineala? Și unde era înțepenirea? Temelia pocăinței de faptele moarte, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Aici, zice, ați înțepenit. Voi nu vorbiți numai despre dacă te-ai botezat în apă, ești mântuit. Dacă ești botezat și cu Duhul Sfânt și vorbești în limbi, ești mântuit.
luați niște lucruri și v-ați înțeperit în acestea. Și trebuie să ieșiți de aici, dacă vreți progres și vreți să creșteți și vreți să vă maturizați, trebuie să vă mișcați de aici. Trebuie să vă mișcați de aici. Am, zice, lucruri grele de tâlcuit pentru voi. V-ați făcut greoi la pricepere, v-ați înțepenit aici. Aici s-a produs blocajul, la niște învățături începătoare, care nu sunt rele, sunt în regulă, dar s-au blocat la ele. Unde să meargă mai departe? Ce ar trebui să facă mai departe? Bun, atunci, dacă nu vorbim doar despre asta, Hristos a venit, a murit pentru noi, ne botezăm și cu, suntem botezați și cu Duhul Sfânt, ce să facem ca să mergem mai departe? Unde putem merge mai departe? Care-i lucru care ne poate scoate din acest blocaj? Citiți contextul în capitolul 4, în capitolul 5, după aceea capitolul 7, după aceea merge mai departe, capitolul 8 și începe capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. Și vedeți că în toată partea aceasta de Scriptură, Apostolul le spune cum pot să meargă mai departe. Și știți cum pot să meargă mai departe? Ațintindu-și privirile la Hristos. Le vorbește despre Hristos, marele preot, Melchisedec, un prototip. Le vorbește numai despre Hristos. Zice, voi v-ați înțepenit în învățătura despre botezul și toate celelalte, punerea mâinilor, și nu îl cunoașteți pe Hristos. Nu v-ați ațintit privirile la Hristos. Nu priviți la Hristos. V-ați lenevit. Nu s-a stârnit în voi o dorință mai mare să-L cunoașteți pe Hristos. Și în felul acesta v-ați înțepenit, ați ruginit. Nu mai este progres spiritual. Spuneți-mi, nu e asta o durere? Nu e asta o durere? Și nu aici sunt mulți creștini evanghelici? Privirea țintă la Hristos. Asta este soluția. Asta este soluția dacă vreți să vi se ungă din nou roțile și să mergem înainte frumos. Să nu mai scârțim, să-i putem duce și pe alții privirea țintă la Hristos. O să ziceți, cât, cum, cât să căutăm, cât să privim la Hristos? Tot timpul. Cum am spus, ca și cum am fixat un magnet și să nu ne luăm privirea de la El. În toate aspectele vieții noastre, de dimineața și până seara, 24 de 20, din 24, cum spunea și fratele Scat, și noaptea când dormim, Doamne, fă, și atunci. Rugați-vă să vă dea Dumnezeu gând înspre El, vise înspre El, vise curate, noaptea, ziua, Hristos și numai Hristos. Aceasta este calea spre cele desăvârșite. Cele începătoare sunt bune pentru o vreme. Sunt niște borne care ne folosesc o vreme, la început, e un ghidaj. Dar trebuie lăsate și acestea. Și până la urmă, totul să fie numai Hristos. Te lauzi cu faptul că ai făcut un botez în apă? Mulți creștini care au privirea țintită la lume, asta e lauda lor. Eu m-am botezat odată în apă. Alții la fel, asta e lauda lor. Eu am fost odată botezat cu Duhul Sfânt și privirea țintită în lume. Ai rămas la lucrurile începătoare și ai ruginit. Trebuie să privim la Hristos. Și să ne facem din asta un obiectiv zilnic. Omul bisericesc se laudă cu lucrurile începătoare. Nu omul evlavios, care are caracterul lui Dumnezeu. Omul evlavios nu cu acestea se laudă. Pavel spune, pricina de laudă s-a dus, pot totul în Hristos, Hristos în sus, Hristos în jos, eu nu sunt nimic. L-ați auzit pe Pavel lăudându-se cu altceva decât cu Hristos? Da, mi-a ieșit înainte, da, mi-a căzut solzii de pe ochi, da, a venit Duhul Sfânt și a pus Anania mâinile peste mine, da, am fost botezat în numele Lui, dar nu cu asta mă laud, că am făcut odată ceva. Eu nu mă laud decât cu Hristos. În rest, sunt neputincios, sunt slăbănoc, dar pot totul în Hristos. Trebuie să ne obișnuim, frați și sărori, să trăim așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Numai așa putem crește. Numai așa ne putem maturiza. Da, este un efort. O vreme este un efort. Zice, deprinde-te. Deprinde-te. Este un efort. Dar dacă facem acest efort și ne deprindem, după o vreme devine o obișnuință. Devine un fel de viață.
și devine o frumusețe, adevărata frumusețe. Pentru că am cunoscut taina lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, în felul acesta. Frumusețe, frumusețea vieții de credință. Să-L urmez pe Iisus pas cu pas. Unde s-ar putea duce Iisus duminica dimineața, de la ora 9 sau de la ora 10, sau duminica după masa, de la ora 5 sau la alții de la ora 18? Unde s-ar putea duce Iisus? La iarbă verde? Oare nu s-ar duce acolo unde se adună frații Lui? Oare nu acolo s-ar duce? Dacă ar fi Iisus în Zalău și ar ști că este adunare și frații Lui se adună, oare unde s-ar duce? Nu acolo s-ar duce, în mijlocul lor? Și de ce creștinii zic, a, poate dimineața mă duc, dar după masă am altceva mai bun de făcut? Că nu au privirea țintită la Iisus. Privesc la lucrurile din lume. Să ai privirea țintită la Iisus, te-ai gândit vreodată că Iisus vrea să fie acolo? Unde mergea Pavel când ajungea într-un oraș? Căuta o sinagogă și se ducea la frații lui evrei și le vorbea despre Iisus. Iisus, după obiceiul lui, se ducea la sinagogă în sabat. Oh, nu e important, așa-i? Nu avem privirea țintită la Iisus. Nu facem ceea ce ar face Iisus. Cu cine avea Iisus părtășie? Vă spun câteva lucruri ca să înțelegeți cum trebuie să ne fixăm privirea la Iisus. Cu cine avea Iisus părtășie? Cu cei din lume? Nu cu cei simpli și cu cei nevoiași? Vrei să ai privirea țintită la Iisus? Caută-L pe Iisus în oamenii simpli, în oamenii nevoiași. Iisus făcea lucrul acesta. S-a vorbit despre rugăciune. Când se ruga Iisus? Și unde? Ai privirea țintită la Iisus? Vrei să crești? Viața de rugăciune a lui Iisus e un model. Deprinde-te, să ne deprindem. Care era bucuria Domnului Iisus Hristos? Vorbim acum despre faptul că trebuie să urmăm pașii Lui și să avem privirea țintită la El. Care era bucuria Domnului Iisus Hristos? Voia Tatălui din ceruri. Voia Tatălui din ceruri era bucuria Domnului Iisus Hristos. Ai privirea țintită la Iisus. Și gândește-te în orice faci și să ne gândim în orice facem. Care este voia Tatălui din ceruri? Ce a zis Tatăl din ceruri despre Domnul Iisus Hristos? Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Să avem privirea țintită la Domnul Iisus. Să fie și bucuria noastră voia Tatălui din ceruri. Spre cine era îndreptată grija Domnului Iisus Hristos? Spre frații Lui. Se ruga în Ioan 17. Tată, eu i-am păzit, acum păzește-i Tu. Să avem privirea țintită la Domnul Iisus în ceea ce privește și frații și surorile. Și apoi avea privirea țintită și înspre oameni, înspre lumea aceasta căzută în păcat. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Asta e a merge pe urmele lui Iisus. Relația cu frații, relația cu cei din lume, este să mergi pe urmele lui Iisus și să ai privirea țintită la Iisus. Cui făcea Iisus bine? Cui făcea Iisus bine? Tuturor le făcea bine. Tuturor le făcea bine, pentru că Tatăl din cerul dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Să avem privirea țintită la Iisus și în privința aceasta, dacă vrem să creștem. Noi suntem selectivi și cu binele și cu multe lucruri. Iisus nu era așa. Iisus nu era așa. Cât preț punea Iisus pe cele materiale? Cât preț punea Iisus pe cele materiale? Zero. Zero preț. Să avem privirea țintită la Iisus. Așa vom crește. Așa ne vom maturiza. Așa vom semăna tot mai mult cu El. Cu ce răspundea El la ură? La ura celor din jur. Cu ce răspundea Domnul Iisus? Cu dragoste, nu? Să avem privirea țintită la Iisus. Dacă vrem să creștem. Și eu v-am spus doar câteva lucruri. Nu ne-ar ajunge o viață întreagă și nici o veșnicie, probabil, să ne gândim la cum a trăit Iisus și să căutăm să-i călcăm pe urmele Lui.
ca să creștem și să semănăm tot mai mult, să ne deprindem în felul acesta. E un efort. Și știți din ce pricină nu vrem să facem efortul? Firea pământească nu ne lasă. Și o luptă puternică cu firea pământească. Și de aceea când ajungem să facem acest efort pe care Dumnezeu ni-l cere, renunțăm. Mergem până la un loc și renunțăm. De aceea Domnul Iisus zicea, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine. Deprinde-te să fie evlavios. Deprinde-te să ai caracterul lui Dumnezeu. Nu rămâne la lucrurile începătoare. Să ne deprindem. Haideți să începem să ne deprindem și să privim acum țintă la Iisus. Asta e taina lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Să nu ne oprim în a-L căuta, să nu ne oprim în a-L cunoaște și să nu ne oprim în a-L urma, a-I urma exemplul. Să rămânem cu gândul acesta. Hristos nu este doar Mântuitor. Hristos este un exemplu pentru noi și dacă vrem să semănăm cu El, trebuie să-I călcăm pe urme. Pentru aceasta trebuie să ne deprindem. Cine vrea? Mărire Domnului! Haideți să cerem har și în privința aceasta. Și cu ajutorul Lui vom putea. Se va vedea schimbarea. Vom fi altfel, frați și surori. Vom fi altfel. Mai plin de viață, mai plin de râvnă, mai plin de bucurie, mai plin de pace. Vom fi ca și El.